aplicația QField, modalități de preluare a datelor. Am văzut în tutorialul anterior elementele, dacă vreți, de bază, setările care țin de aplicația QField pe care recomandăm să le aveți. Haideți să vedem cum anume putem să preluăm date în straturile pe care noi le-am creat deja. Da? Vă readuc aminte, pentru acest exercițiu am creat 3 straturi, da? De tip puncte, de tip linie și de tip poligon, numite cu schiță parchet. Da? Scopul ar fi să preluăm date din teren pentru aceasta. Am interacționat până acum cu aplicația și cu funcționalitățile ei mai mult în meniul de vizualizare. Ne propunem să încercăm să vedem puțin funcționalitățile în meniul de editare. Păi, ce voi face? Dacă aveți un proiect deschis, dacă nu, o să vă rog să deschidem un proiect, da? Deci nu uităm, deschidem un proiect, apăsăm această pictogramă, deschide proiect, apăsăm pe deschide proiect, open proiect și deschidem proiectul pe care îl dorim, în cazul nostru schiță parchet. Îl aveți în materialele auxiliare, într-o primă fază, dacă nu aveți un proiect propriu, puteți să-l folosiți pe acesta. Odată deschis, practic vedem straturile. De ce ne vom propune? Să schimbăm din modulul de vizualizare în modulul de editare, da? Deci ceea ce înseamnă că pictograma creion va trebui să aibă fundal albastru. Apăsăm practic pe creion. Da? Odată apăsat, vedeți că avem și acest info aici, am schimbat în modulul de digitizare. Următorul element important este să alegem în care strat dorim să colectăm informații. Da? După cum vedeți, într-o primă fază nu avem nicio opțiune în dreapta jos, vă atrag doar atenția, tocmai ca să putem înțelege. Dacă veți apăsa pe puncte, deja, uitați, în dreapta jos apare o pictogramă galbenă cu un plus în interior, deci un cer galben cu un plus alb, ceea ce înseamnă că deja suntem pregătiți să preluăm puncte. Dacă vom apăsa pe linie, vedeți, avem o pictogramă verde, asta ne ajută, nici nu trebuie să ne mai încărcăm memoria. Deci dacă suntem pe o stradă de tip puncte, pictograma va fi galbenă. O să vedem noi dacă e linie sau chiar poligon, pictograma va rămâne verde, cu același plus cu un sacral. Haideți să o luăm cu începutul, cu preluarea unui punct. Da? O să apăsăm pe schiță parchet puncte. Evident că voi vrea să închid această fereastră de dialog. Cum fac acest lucru? Vă reamintesc, apas pe cele 3 liniuțe orizontale. Odată apăsat, revin în meniu hartă, navighez, evident că deocamdată noi facem o simulare, practic va fi mai simplu atunci când sunt în teren să fac acest lucru, mă pot folosi de capabilitățile GPS, asta și ideea. În momentul de față, presupunem că am ajuns în teren, putem să folosim funcționalitățile GPS de preluare și de apșare a poziției, ceea ce înseamnă că această țintă, dacă voi avea activ GPS-ul, va fi acel cerculeț MOV, va fi exact în centrul acestei ținte. Da? E suficient, practic, să mă așez. Evident, în teren va fi simplu, voi fi acolo unde voi vrea să preiau un punct. Da? Odată ce am ajuns în locația respectivă, e suficient să apăs pictograma aceasta galbenă din dreapta jos. Odată apăsată, practic, se deschide interfața cu datele generale, pentru că așa am stabilit noi. Va trebui să selectăm un tip de puncte. Să zicem că e o platformă primară. Data. E suficient să apăsăm pe cel de date și vedeți, se deschide practic un caroiaș cu data. Da? Nu am pus nicio restricție, putem să punem să fie o dată curentă sau nu. Vom apăsa pe dată și butonul OK. Da? Vedem deja a preluat datele respective. Am putea să adăugăm o serie de observație. O să scriem aici un punct test. Da? Validăm că nu avem probleme și formularul funcționează corespunzător și pe dispozitivul mobil. Și de asemenea, practic, ar trebui să avem o listă de unde să selectăm un anumit utilizator. Da?
În principiu, avem tabul de coordonate, da? Deocamdată nu am preluat punctul, vedeți, nu avem est și nord, în schimb, în mod automat avem acuratețea. Odată ce vom salva punctul, dinamic se vor crea și aceste două coordonate, respectiv ID-ul, vedeți, nici acesta nu este, pentru că efectiv la momentul ăsta nu am salvat punctul. Revin în date generale, practic am completat aceste elemente. Dacă sunt în aceea zi și nu vreau să selectez de fiecare dată, uitați, în partea din dreapta putem să bifăm această căsuță, ceea ce înseamnă că la următorul punct preluat, în mod automat, data va fi selectată. Deci dacă într-o zi fac mai multe determinări și data e unul din elementele pe care vreau să le culeg și nu e setată în mod implicit, aș putea să bifez această căsuță, vom mai prelua un punct și o să vedeți că setările de dată, adică zi, an, lună, zi, deja vor fi preluate. Cum salvăm punctul? Deocamdată nu am completat decât atributele. Salvăm punctul apăsând practic pe acest simbol văzut din stânga sus. Dacă am greșit și nu mi-am dorit să iau acest punct, pot să apăs pe acest simbol de coș de gunoi din dreapta. Eu voi dori să iau acest punct, voi apăsa pe acest simbol și deja, în mod automat, aplicația îmi creează acest punct de tip platformă primară, da? Cu simbolul pe care eu l-am predefinit, da? În aplicația QGIS, la fel și în aplicația QFIL și cu celelalte elemente. Dacă vreau să interacționez acum cu atributele acestuia, e suficient să apăs pe el. Vedeți, îmi apare, mi-a identificat în schiță parchet un punct, platformă primară, apăs practic pe el și deja sunt situații în care efectiv greșesc și vreau să revin. Fie să modific punctul ca și geometrie, fie să editez din atribute. Da? După cum pot să observ, odată salvat punctul, în mod dinamic mi s-au creat și coordonatele. Pentru că atunci când noi am apăsat, nu aveam coordonate, pentru că ele se creează din geometria efectivă a punctului. Da? Deci, de asemenea, ar trebui să avem și un ID care iarăși aplicația îl pune în mod automat. Dacă vrem să facem o serie de modificări, la nivel de atribute, nu uit cele două pictograme. Faptul că sunt în meniul de editare, am activă și pictograma de editare a geometriei, nu numai pictograma de editare a atribute. Cum editez un atribut? Păi voi apăsa pe pictograma de editare a atributelor și e un punct test, o să spunem aici confirmat. Da? Deci, practic, vrem să mai adăugăm ceva, tocmai să fim siguri. E un punct test confirmat, da? Am făcut o serie de modificări. Și iarăși voi apăsa pictogramă de validare. După cum văd, modificările s-au și salvat. Dacă vreau să fac o serie de modificări în ceea ce privește geometria, locația efectivă a punctului respectiv, va trebui să apăs pe această pictogramă. Da? Creionul cu acea linie, ceea ce îmi sugerează că voi putea edita geometria. Voi apăsa și uitați, în momentul de față, practic, a apărut punctul selectat sub forma unui pătrat roșu. Da? E suficient, practic, să mutăm puțin harta, deci nu uitați, nu e ca în aplicația QGIS, în aplicația QFIL, practic, mutăm fundalul, da? Am punctul inițial aici, l-am mutat puțin, da? Pentru că, să zicem, l-am apăsat eronat prima dată. Deja, în măsura în care l-am modificat, avem două variante, fie să anulăm această modificare apăsând X, sau să salvăm această modificare apăsând dischetă, da? Dacă voi apăsa dischetă, punctul se va duce în noua locație și evident și coordonatele X, Y sunt actualizate și în tabela de atribute. Bun, am creat un punct, am interacționat cu tabela de atribute, am făcut modificări în tabela de atribute, am făcut modificări ulterior în poziția punctului. Haideți să interacționăm cu un strat de tip linie. Da? Cum făceam acest lucru? Păi, în primul și în primul rând va trebui să schimb layerul de editare din acest strat de tip puncte într-un strat de tip linie. Pentru aceasta mă voi duce din nou la pictograma aceasta cu trei liniuțe orizontale, o voi apăsa, da? Vedeți, am cu gri selectat schiță parchet puncte, voi alege schiță parchet linie, da? Îmi dau un click pe schiță parchet linie, deja pictograma din galben s-a făcut verde, voi închide de nou această fereastră principală
și voi crea o linie. Da? Dacă sunt în teren și efectiv urmăresc un traseu, deci de obicei la o rețea de colectare poate că lucrul acesta e posibil. De regulă în pădure, în condiții reale, de cele mai multe ori e foarte greu să urmărim un reper liniar, pentru că pot fi rupturi, dobărături sau pantă sau stânci și e foarte dificil, deci probabil că punctele sunt elementul cel mai des utilizat, dar în anumite situații, spre exemplu un drum existent sau chiar o propunere de drum, am putea urmări. Cum procedez? Mă așez într-un punct de pornire, să zicem că în momentul de față mi-aș propune să preiau acest punct, da? Dacă voi fi efectiv în teren, deci mă aștept ca locația să fie exact aici unde m-am poziționat. Deci GPS-ul mă va ajuta să fiu cât mai riguros poziționat în cadrul hărții. Pentru a începe, după ce am făcut această sau GPS-ul m-a poziționat, va trebui să preiau un prim punct, cum? Apăsând acest plus din dreapta jos, da? Plusul alb pe fundal verde. Odată ce am apăsat acest plus, deja practic vedeți cercul a devenit cu roșu pe interior, ceea ce înseamnă că a început acest proces de digitizare, da? Dacă vom în teren mă voi deplasa, evident că am această opțiune să GPS-ul își va actualiza poziția. Deocamdată practic simulăm acest lucru aici în birou. Cum voi prelua un nou punct? Deci el nu va prelua în mod automat, eu voi prelua într-un mod conștient, apăsând din nou simbolul plus. Da? Voi mai apăsa o dată. Deja vorbim de o linie formată de minim două puncte. Vedeți, în momentul în care am apăsat al doilea punct, deja ne-a apărut și simbolul de dischetă. Da? Deci deja am două puncte. De asemenea, practic aici, pentru că noi am făcut în setări, văd ultimul segment ca lungime și de asemenea vedem lungimea totală a liniei, da? Precum și coordonatele punctului în care mă aflu. Da? Deci practic văd aici și coordonatele punctului în care mă aflu. Să presupunem că luăm acest punct eronat, da? Vedeți, am preluat un punct, deci el mi-a rămas acolo. Îmi dau seama că e un punct eronat, nu mi-am dorit să-l iau. Cum anulez? Deci nu vreau să anulez întreaga linie, ci vreau să anulez doar ultimul punct. Dacă aș dori să anulez întreaga linie, aș apăsa această pictogramă X. Dacă vreau să anulez doar ultimul punct, voi apăsa pe această pictogramă minus. Da? Haideți să apăsăm. Odată apăsată, o vedem că acel punct a dispărut, ceea ce înseamnă că voi putea să continui preluarea punctelor. Voi apăsa din nou plus, plus și să presupunem că ăsta e și punctul meu de capăt. Deci e obligatoriu dacă mai întâi va trebui să preiau punct, da? Deci m-am apropiat în punctul. Ați văzut că ținta respectivă scade puțin în mărime și redevine, ăla e semnul că mi-a luat punctul. De asemenea, văd și ultimul segment e 0, deci practic înseamnă că unde mă aflu am luat un punct, da? Am o lungime deja totală afișată de 287,7 metri, iar în momentul de față nu mai rămâne decât să salvez apăsând acea dischetă galbenă și să completez tabela de atribute. Să presupunem că e un drum forestier, da? L-am preluat în data de 4. Și de asemenea o să scriem aici drum test, da? Deocamdată validăm formularul și de asemenea alegem responsabil. Așa cum am văzut și la puncte, avem date derivate la nivel de lungime, deocamdată nu avem nimic și ID-ul. Da, nu avem pentru că nu am preluat. E necesar să preluăm mai întâi punctul, da? Să apăsăm pe acest văzut dacă vreți. Dacă am greșit și nu vrem să preluăm, vom apăsa pe roșu de gunoi și absolut totul va reveni ca înainte. Eu voi dori să preiau punctul, deci voi apăsa pe această bifă. Odată ce am apăsat, deja vedeți, practic, mi-a apărut și drumul, simbolizat așa cum am stabilit în aplicația Q-Field. Și vă readuc aminte, aveam 287,7. Noi am făcut să se așeze în mod automat lungimea. E 288 pentru că noi am rotunjit la valori întregi, deci nu vrem să ținem valorile, eu știu, la nivel de sub metru, ceea ce înseamnă că deja s-a rotunjit la 288 de metri. Bun, cum interacționăm cu el? Așa cum am fost și în cadrul punctului, cu orice strat sau element dintr-o hartă, vom interacționa apăsând pe el, da? Deci vreau să interacționez cu această linie, să-i modific atributele sau doar să mă uit la ele. Cum voi face? Păi voi apăsa pe linie, vedeți, devine galbenă,
Nu uităm că în aplicația QGIS am zis că vrem să ne așeze tipul, de ceea ce înseamnă că aici frumos le vom avea, în cazul meu, un forestier, pentru că asta am stabilit că e. Apăsăm pe drum forestier și interacționez cu tabela de atribute. Mă aștept acum la date derivate, deja vedeți lungimea să fie completată, să aibă de fapt un ID și, evident, cu cele două pictograme cu care le-am utilizat și la punct, putem să modificăm doar atributele, da? Drum test, o să zicem aici eventual modificat. Modificat. Da? Și putem să salvăm sau efectiv poate sunt situații în care vrem să modificăm și o geometrie, deci nu vom alege editare de atribute, ci vom alege editare de geometrie, celălalt simbol. Da? Vedeți, în momentul în care am ales celălalt simbol, se schimbă puțin și funcționalitățile la nivel de pictograme. În sensul că în momentul de față vedem toate nodurile, deci toate punctele pe care le are această linie. Da? Se pune problema să aflu unde anume, să spunem că aș vrea să mai lungesc această linie încoace încă, da? Un segment. Primul și primul lucru ar trebui ca să ajung cu ținta unde? În punctul de unde vreau să pornesc. Cum voi face acest lucru? Vedeți, avem două pictograme aici, să zicem semnul mai mic și semnul mai mare. Adică îmi arată, dacă vreți, două chestii de sens. Da? Pot să mă duc în stânga, deci dacă apăs pe această pictogramă de stânga, practic pornesc din stânga. Da? Dacă vreau să mă duc în dreapta, ce voi face? Din nou în stânga, voi apăsa pe... Deci să mă duc în spate, ea practic e vorba de direcție. Am pornit de aici, da? Și m-am oprit aici, ceea ce înseamnă că ăsta va fi ultimul meu punct, da? De aia e stânga, și în dreapta va fi primul punct de pornire. Da? Deci dacă voi apăsa pe dreapta mușchi la capăt, vreau să revin în prima poziție, în poziția inițială, voi apăsa până ajung în acea poziție. Da? În momentul de față am zis că vrem să mai preluăm un punct nou. Cum facem? Efectiv, deplasăm harta. Vedeți, acum aș vrea totul să-mi și rămână sau vreau să modific. Da? Aș vrea să-mi și rămână. Deci, practic, mai întâi ce vom face? Mai întâi vom valida un punct în această locație, cum? Cu ajutorul plusului. Da? Dacă vedeți, ne-a apărut un punct intermediar, ceea ce înseamnă că dacă vrem să reajustăm, să remodificăm, vom putea. Nu, în cazul meu, practic, voi dori să mă duc în ultimul punct, da? Și voi dori ca să, am zis, vrem să extindem acest segment. Voi da din nou un plus, da? Tendința naturală e tot timpul să ne punem un punct intermediar. Deci dacă noi, în momentul de față, vom mai mișca puțin, deci practic el vom fi în acel punct intermediar, ceea ce ne va poziționa. Vreau să-l și salvez, e nevoie să dau din nou un plus. Nodurile care sunt salvate apar cu acest pătrățel cu fundal albastru și interior alb. Cele care nu sunt și poziția cursorului la nivel de puncte intermediare, vedeți, apar acest cerculeț roșu. Dacă modificarea e cea pe care mi-o doream, deci nu uităm că avem 288 de metri, da? Ce vom face? Da? Păi vom face o salvare. Vom apăsa pe butonul dischetă. Dacă modificările respective vreau să le anulez, voi apăsa pe X. Dacă vreau să șterg un punct, voi apăsa pe minus. Deci, cumva, sunt deja controlele butoanele pe care le-am utilizat. Vom vrea să salvăm această linie în cazul acestui exercițiu, deci vom apăsa butonul dischetă. Odată apăsat butonul dischetă, deja vedeți, avem și o actualizare și acum arată linia respectivă, dar și a distanței respective. Da? Extrem de facil obținem această informație direct în teren, cum anume practic arată noua linie și evident putem să continuăm cu alta. Aș vrea să interacționăm puțin și cu un strat de tip poligon. Da? Ce vom face? Vom merge din nou în meniul principal, apăsând pictograma aceasta cu cele trei dimensiuni orizontale. Vom selecta entitatea de tip poligon. Da? Vom închide acest meniu principal. Vedem că ne-a apărut din nou un plus verde. Eu voi simula o zonă, dacă vreți, de parchet aici. Da? În închipul că ăsta ar fi parchetul meu. Revin și vă repet, evident că dacă sunt în teren lucrurile sunt simple, pentru că efectiv am locația GPS de care mă ajut. Deocamdată ne imaginăm acest lucru. Apăsăm un plus în primul punct în care vrem să pornim. Da? Urmăresc
parchetul. De cele mai multe ori această operațiune nu o veți realiza în teren, pentru că aveți hărțile în format GIS, aveți măsurătorile făcute. Delimitarea efectivă a parchetului, mai ales dacă se suprapune pe niște suprafețe, cel mai simplu este să o preluăm din datele de amenajament. Asta probabil vor fi situații particulare în care efectiv veți merge în teren, știu, la o serie de proprietăți mici sau în cazuri excepționale în care lucrați în postație sau în părți de suprafețe și atunci practic nu aveți cum să delimitați decât mergând pe limitele parchetului, așa cum l-ați stabilit practic în teren. Vedeți, odată ce am creionat exact cum a fost și în cadrul liniei, deci am urmărit zona de interes, am ajuns în punctul intermediar, deja avem și ultimul segment, avem perimetru, dar avem și suprafața estimată, da? 3,6 tare, să spunem că suprafața nu e o limită, așa mi l-am dorit să fie. Ce pot să fac? Dacă sunt nemulțumit de un punct, nu uit, minusul e cel care mă duce înapoi. Dacă sunt nemulțumit de modul în care am trasat poligonul respectiv, voi anula și voi lua de la capăt. Dacă sunt mulțumit, voi apăsa dischetă, asta voi face și eu. Voi apăsa pe dischetă. Odată ce apăsa pe dischetă, exact interacționez cu tabela de atribute, voi selecta un tip, da? Am zis că vom alege delimitare parchet, vom alege și aici o dată, da? Și un utilizator. Da, evident putem să aruncăm o privire la date derivate, evident că suprafața nu e scrisă și nici ID-ul. Da, salvăm. Odată ce am salvat aceste informații, ele apar frumos, practic, stilizate, așa cum am stabilit noi la delimitare parchet. Mi se afișează și eticheta, da? La nivel de 3,47. Extrem de facil. Haideți să și interacționăm cu acesta, da? Cum am făcut și în primele două situații, cum interacționăm, adică cum vedem atributele, suficient să apăsăm oriunde în interiorul poligonului. Ați văzut, s-a făcut galben, se deschide tabela de atribute, mai apăs o dată pe delimitare parchet. Odată ce vedeți, am uitat să trecem observațiile, nu e nicio problemă. Vom trece în modul de editare atribute, deci voi apăsa pe pictograma creon cu A și o să spun aici de verificat la birou cu planul de bază, să zicem, da, deci pot să scriu, până acum am ales varianta simplă, pot să aleg și o variantă ceva mai complicată. Evident, important este să fie sugestiv, să nu trească să mai fac alte notații, știu, pe carnețele sau alte lucruri, pe aia știu, nu mai știu unde le-am pus. De asemenea, practic, pot să văd datele derivate și ID-ul, da? Dacă sunt mulțumit de acestea, practic voi valida acest buton, da? Această bifă și pot să revin eventual dacă nu sunt mulțumit de geometrie. Am făcut o serie se impun o serie de modificări. Voi apăsa și pe această pictogramă, da? Creion cu linie. Exact cum am văzut și în cadrul liniei, deja butoanele ne sunt familiare, deci va trebui să navigăm practic până unde ne dorim, deci știm că ăsta a fost punctul de pornire, ăsta a fost punctul de închidere. Deci dacă vom apăsa pe pictograma din dreapta, ne va duce cu unul în fața pornirii, da? Dacă vom apăsa în stânga, vom ajunge în ultimul punct. Să zicem că ne-am dorit ca între cele două puncte, da, am dorit să mai avem încă unul intermediar, deci odată ce l-am validat pe acesta, ne apare un punct intermediar între cele două. Pot să și măresc harta ca să fiu sigur că urmăresc cât mai fidel, da? Deci, vedeți, extrem de facil. Plus, deci fac modificările care se impun, salvez prin intermediul acestui buton dischetă. Deja mi s-a actualizat și forma respectivă, dar și suprafața. Deci totul extrem de facil direct în teren. Acest lucru mă poate ajuta în delimitarea unor parchete în care suprafața e impusă, nu știu, de 1 hectar, de 3 hectare, deci e extrem de facil. Obțin direct suprafața redusă în plan. Pe baza realității din teren, un lucru iarăși cred eu destul de important pe care trebuie să-l avem în vedere, în așa fel încât lucrurile să fie așa cum știm că sunt efectiv în teren. Bun.
În cadrul acestui tutorial am interacționat practic cu straturile, creând câte o entitate de tip punct, linie, respectiv poligon. Evident că putem să creăm oricâte din acestea. Preferabil este să culegem informațiile care nu le găsim pe alt suport cartografic la birou, să aducem din teren acele elemente care sunt importante și eventual la birou să mai facem o serie de ajustări, bine, dacă e nevoie. Și așa cum am văzut în tutorialul de hartă, fie să realizăm o hartă hârtie, fie să o integrăm într-un document sau să o trimitem altor colegi sau colaboratori.